Bun găsit, stimați telespectatori! Astăzi discutăm despre infrastructură, discutăm despre noutăți, discutăm despre felul în care s-au luat măsuri în ceea ce înseamnă contextul pandemiei de coronavirus în Livezeni, în comuna Livezeni, de fapt și în satele din imediata apropiere. Pentru toate aceste lucruri cu prim omul, prim gospodarul, edilul din Livezeni, Banii Iștvan, căruia îi mulțumesc mult că a venit la City TV pentru a vă prezenta realizările și noutățile care vă așteaptă ca și locuitori ai Comunei. Mulțumesc mult pentru... Mulțumesc mult pentru invitație. Bună ziua. Noi primar, aș începe cronologic puțin până să ajungem în ziua de astăzi, să zicem, și să vă întreb puțin fiind la primul mandat din ceea ce cunoaștem noi și dumneavoastră o să ne explicați și un pic mai bine, cum a fost Comuna... În momentul în care ați ajuns, ați ajuns primar al acestei comune, ce v-a făcut să candidați? Câteva etape în ceea ce înseamnă cariera dumneavoastră politică, fiind o persoană reprezentantă al noii generații, pentru că sunteți un politician tânăr, un politician de, de succes și un politician care a demonstrat în comună prin proiectele câștigate, dar o să revenim la, la aceste subiecte. Cum a fost atunci, la, la început, când ați devenit primar? Da, asta e o întrebare bună, de obicei nu prea îmi place să discut problema Ai tu, a ce o fost înainte o fost, cum, cum am preluat eu nu era la bază, cum se zice, n-avea absolut nimic, să zicem, ce trebuia continuat în mare, deci aveam un sistem de apă pe jumătate făcut și cam atât. Deci cam asta era. Cam asta era și de acolo trebuia să începem proiectele de infrastructură, apă, canal, asfaltări și mai departe și să începem renovarea școlilor și altor lucrări. Acum ce au fost înainte au fost înainte, dar era de făcut și astăzi este foarte, foarte mult de făcut, deci de aici încolo mai avem foarte mult de făcut. În 2012 era, eram la un nivel unde, deci poate nici astăzi nu suntem acolo unde trebuia să fie Comuna în 2012. În momentul în care ați da. ajuns da, da, dumneavoastră. Bun. Din ce am înțeles, structurile erau de bază, nici măcar ați spus nu erau pornite sau erau pornite așa în, în linii foarte, foarte mari. Care au fost primele provocări în Comună în momentul în care ați ajuns primar? Pentru că ați câștigat într-o proporție covârșitoare, din câte am înțeles noi, 80%, da. deci un e procent, un procent foarte, foarte mare mare și așteptările au fost foarte mari. Și care au fost provocările atunci? Provocările erau simple, proiecte de infrastructură care începeau cu apă, canal, asfaltări, școli, stații de autobuz și așa mai departe. Deci am avut foarte multe proiecte, dar problema era alta. Nici pe departe nu aveam banii necesari pentru așa ceva. Așa că cea mai mare provocare și cea mai mare, nu provocare, cea mai mare temă de casă era să aducem fonduri. Din fericire, am reușit să aducem fonduri mult mai multe decât am fi imaginat eu sau numai eu am crezut că putem să aducem atâta fonduri și așa într-o vreme foarte scurtă, pentru că banii din Comuna Liveze sunt foarte puțini. Vis-a-vis -vis cu ce probleme avem și cât este Comuna de mare. Vă referiți la fondurile proprii? Da, și aici subliniez că orice comună sau oraș are trei posibilități. Fonduri locale, care depinde câte firme avem, cât este de mare comunitatea fonduri guvernamentale și cele europene. Mm. Și cele județene, pardon, și cele județene, care. dar asta nu este o, mm. o parte importantă. Și atunci am zis așa, avem foarte multe probleme la care trebuie să atragem fonduri, altfel o să, stăm, o să facem pași pe loc. Mm. Și am reușit să aducem atâta fonduri europene, peste 10 milioane de euro, și guvernamentale și județene, încât dacă asta trebuia să facem din fonduri locale, era peste 20 de ani. Și asta în primul mandat, în primul an am câștigat și acum este în execuție, deci să nu credeți că e deja arsă toată problema, nu. Dar am reușit să câștigăm foarte, foarte mulți bani. Lângă asta am mai luat și un împrumut bancar pentru canalizare și așa am pornit la drum cu apă, canal, asfalt, școli, infrastructură și -a mai departe. Este foarte important de înțeles și în momentul în care am discutat cu Bedil din orașele, comunele mureșene, spuneau că oamenilor, Votanților, locuitorilor, le trebuie totul foarte repede, de astăzi pe mâine. Și este foarte greu să, și cu siguranță știți dumneavoastră acest lucru, este foarte greu să înțeleagă că există un întreg mecanism de atragere a fondurilor. Iată cum a spus dumneavoastră, într-un singur an ați fost canalizați pe fondurile acestea. Oamenii au înțeles, ați avut grijă să le explicați, să, să dialogați cu el, că ceea ce faceți prin atragerea acestor fonduri se va. Vedea în infrastructură și se va vedea în viața lor de zi cu zi? Sunt mai multe cazuri de oameni. Sau feluri de oameni. Da, sunt care înțeleg, care știu ce înseamnă, sunt care nu știu și nici n unde să știe. Deci, totdeauna o să o compar cu un singur aspect. Sau am avut o discuție cu ceva proprietar de firmă care a zis că, dar totuși merg lucrurile încet. Și am întrebat așa. Tu ai o firmă cu fonduri europene, câți n ai făcut uh -huh. Și atunci a dat seama că hopa. Deci, și să comparăm la un singur om. Când vrei să faci o casă, da? Ai, cum este și un proiect de canalizare sau o un cămin cultural sau orice altceva. Vrei să faci o casă, da? Ce înseamnă? Trebuie să vezi terenul, trebuie să găsești finanțare, trebuie să faci proiect, trebuie să scoți toate avizele, trebuie să găsești executantul și să-l execuți. No, asta în privat uh, este mult mai simplu, pentru că tot tu contractezi cu cine vrei tu, când vrei tu și în ce formă vrei tu. Corect. În mediul... Uh, administrativ, totul face prin licitație care îți mănâncă luni și jumătăți de ani. Și atunci poți să faci un calcul, tu dacă ți-ai făcut o casă, aia în care stă familia, în cât timp ai făcut casa aceea? Și atunci o să opa, de fac de șase ani de zile. Și atunci canalizarea, <coughs> apa, iluminatul și asfaltul pe stradă, dacă s-a făcut în patru, sau o parte din ea s-a făcut în trei, atunci ai încet sau rapid. Acum depinde, fiecare cum percepe. Eu nu știu, totdeauna am discutat și cu alți consilieri de la noi sau din alte partide, ce se putea face mai repede sau altfel. Pentru că noi am depus toate proiectele posibile europene, l-am câștigat toate proiectele posibile și ziceți-mi un fond pe care nu l-am atras astăzi și puteam să atrag și un ban pe care n-am pus la locul lui unde puteam, eventual asta puteți zice că n-am ce am asfaltat către școală puteam să pun într-o altă parte, atâta puteam să facem. Deci sunteți cazul fericit asta vreau să înțeleagă telespectatorii locuitorii Comunei Livezeni care au accesat tot ceea ce s-a putut De accesa. De ce se putea accesa în Livezeni? Eu așa am zis că am maximalizat posibilitățile. Uh -huh. Nu degeaba am ajuns că în anul 2 de mandat, când am comparat la București un tabel cu domnul primar din Sângiorgiu de Mureș că era pe locul întâi în județ la fonduri europene eu eram pe locul 2 și Târgu Mureșul era undeva la locul 5, 6, 7 pe atunci n-avea proiecte și toată lumea era în spatele nostru și zicea domnul primar pe care îl felicit pentru realizări că el este primar zic, da, dar ești a mandatul 3 și asta e foarte important eu am preluat primăria cu zero proiecte. Eu ca să atrag fonduri, prima dată trebuie să fac proiectele, SF-urile, care trebuia să-l achiziționez și să-l depun și să-l câștig. Unde sau de unde, știi, știți cum este, sunt două categorii, de, din punctul meu de vedere, de politicieni. Politicienii jet be care merg, discută diplomatic cu unii cu ceilalți și sunt politicienii gospodari. Mai există și cazul fericit când e linia, le linia de mijloc. E mult mai dificil să fii un politician gospodar decât să fii un politician care vorbește. Și felul în care un politician își administrează orașul, comuna, demonstrează cât de gospodar este. Și din ce a spus dumneavoastră se vede cam în ce categorie sunteți. De unde ați avut hai această de, experiență? Hai de să schimbăm o, o expresie. Politician. Așa. Deci, eu sunt inginer în administrație. Bun. Nu am nimic cu politicieni, eu nu uh, prea. Deci vă considerați în prima categorie, cea de gospodar, deci, ca să spun așa. așa dar nu în categoria de politician. Uh -huh. Deci cu mine nu o să discutați deocamdată și eu cred că niciodată nu o să discutăm probleme politice. Eu sunt taxat pe proiecte, uh, tot ce înseamnă dezvoltare. rest, în chestii politice mă las bătut de ații mai deștept deci nu, nu mă implic. Poate nu spune. este rău să fie așa, poate <laughs> e mai nu bine. Nu știu asta, e, așa este. E foarte important, mai ales la nivel de primărie, ca primarul sau cine conduce să fie cu ochii pe toate posibilitățile uh -huh. comunității, pentru că undeva asta este și o obligație. Deci sunt probleme în fiecare execuție, mai termene stânga-dreapta, executanți mai necăștigători, știți, pentru că în licitație primești cine câștigă, nu este, eu nu pot să aleg un executant. Uh, avem probleme la anumite lucrări, merg mai încet sau mai repede, unii fac, fac o echipă face mai bine, altul face mai rău. Nu am putut să-l selectez. Eu dacă să zicem pentru lucrările de canalizare uh, nu zic că nici sunt, că sunt mulțumit, nici, nici că nu sunt nemulțumit, pentru că avem o, o firmă care cu 4-5 echipe lucrează de un an de zile de când am semnat contractul și avansează. Acum dacă ne gândim că avem alte primărie unde sunt contracte suspendate, unde uh, firma a abandonat lucrarea sau așa departe. Deci sunt și cazuri. Să sunt și alte firme care putea să avanseze mai repede. Deci trebuie să găsim și calea de mijloc. Uh, asta zic. Uh, sunt anumite firme care avansează mai bine, deci trebuie să fim atenți să nu pierdem posibilitatea maximă. Deci dacă avem o firmă contractată, trebuie să-l să forțăm să facă lucrări cât de bine. Pentru că eu nu pot să schimb, să zicem, dacă nu sunt mulțumit cu o lucrare, nu pot să schimb după felul meu cum vreau eu firma aceea. De -aia trebuie să uh, re reziliez contractul cu un avocat care e un an, după aceea să fac o expertiză pe lucrare și să recontractez, să înseamnă 3 ani de zile o pierdut. Uh -huh atunci eu mai bine altfel fac. Mai, mai forțez. La când vine aduce, aduce, nota de plată, mai fac o listă. Nu, până nu funcționează stația de pompare, nu vă achit chestia asta. Până nu ați reparat nu știu ce, nu vă achit factura următoare. Și așa încercăm și să avansăm și să menținem lucrurile într-o oarecare dezvoltare pe care Altfel nu pot. Deci nu pot să aleg. Eu, dacă aș fi putut să aleg, să zicem, orice firmă pentru orice execuție, atunci puteam să răspund în totalitate pentru uh, calitatea lucrărilor. Dar, așa, când ai o licitație și trebuie să alegi prețul cel mai mic. Mai era o știm, propunere. Știm foarte bine. Deci, eu, dacă aș putea să modific legea licitațiilor, aș uh, scade total din ecuație cea mai mare și cea mai mică, dacă mm -hmm. sunt mai multe. Deci cea mai mică ofertă ar trebui să pice din, din ecuație. Uh -huh. Cum pică și, și, cea mai mare. și cea mai mare, oricum pică. Uh -huh. Pentru că dacă sunt mai mulți, asta zic, de deci, ce Pentru că gândiți-vă, când mergeți la magazin, orice este ieftin, este mai prost. Punct. Și acum asta, astăzi în, 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 în administrația locală, orice licitație câștigă prețul cel mai mic în, anumite, la, în majoritatea cazurilor. Și atunci trebuie să găsești o chestie trebuie să faci dintr o chestie ieftină și bună pentru oameni. De deci ce am sau am ridicat acest subiect și cu aspectul politic și am stabilit în ce categorie sunteți dumneavoastră și partea aceea de politică, pentru că în general edilii au nevoie și de consiliul local cum este Consiliul Local în, în Livezeni, dacă vă înțelegeți bine cu reprezentanții Consiliului și, de asemenea, dacă în dezvoltarea acestor fonduri europene, fonduri naționale, fonduri pe care le-ați adus în comună, a trebuit să vă intersectați și cu mașinăria aceasta politică, hârțogăria specific românească. Atunci, să începem cu Consiliul Local la prima ședință, după ce am ajuns primar, am explicat la una, două, trei, patru partide intrate ca să uite de unde au venit. Suntem în liveze, suntem pentru oamenii din liveze și din momentul acela n-a mai existat niciun partid. A existat o echipă, o echipă pentru liveze. Erau câțiva, exact doi, care nu prea a înțeles chestia asta, dar nu contează, nici vreau să l remarc, pentru că majoritatea din 13 oameni, 11, a înțeles din start că noi nu avem treabă unul cu cealaltă. Până la urmă, și dacă tu ești într-un particiu din celălalt, suntem sunt vecini, suntem vecini, suntem acolo și trebuie să rezolvăm problemele oamenilor. Așa că problema asta a fost... Dată jos din prima ședință, nu vreau să aud niciun partid la ședințe, nu există la noi, că tu ești dintr-un partid și atunci te ascultăm și tu ești. Eu am, oricum, în echipa mea am majoritate, dar nu trebuia să-l folosesc niciodată. Uh -huh. Pentru că am prezentat doar proiecte care e, e, sunt bune pentru Livezen și atunci, totuși, am forțat, nu era forțat ca să votez, când este un proiect de canalizare de 3 milioane de euro pe masă, numai acel om poate să voteze contra care chiar are probleme nu, nu și cu sine, pentru că și el trebuie să beneficieze. Uh -huh. Deci asta zic că partea politică aia am închis în prima uh, ședință, erau doi dintr-un anumit partid care n a înțeles perfect ideea aceasta și la un moment dat și-a vrut să pice bugetul, dar Aveați 11 la 2, Aveați scor închis. După aceea au și beneficiat de aceste fonduri, dar dacă depindea de ei, atunci picau vreo trei proiecte europene. Uh -huh. Dar asta zic că nici nu remarc, pentru că nu e asta -i ideea și sunt convins că de atunci ei au înțeles că uh, ideea este ca să o -o ca să fie o echipă. Uh -huh. Și dacă ești singur dintr-un partid și ai o idee bună, restul trebuie să te susțină. Și așa și era. Uh, care era cealaltă? Referitor la partea politică Mare, națională și mașinăria Aceasta politică, partidele politice Sprijin județean, sprijin uh, Național, interferențe Cu hârțogăria, cu foarte multe acte Care uh, trebuie hârțogăria, depuse Acum, sincer să vă spun Nu prea are cu politica Pentru că tu, ca și primar, trebuie să înregistrezi proiectele europene Proiectele naționale, proiectele județene Fac o mică paranteză Îmi cer scuze că vă întrerup se auzea, se aude că ai nevoie de cineva care să-ți mute, așa zicea românul, să-ți mute hârtia de jos, să-ți o pună în da. sus ca să ți-o ia. La asta mă refeream. No. Haideți să vă zic un exemplu. La proiectul de canalizare, când am ajuns primar, am deschis pagina, erau 103 milioane de euro încă, deja are deschis fondurile și uh -huh. cum înregistrau primăriile proiectele, așa scădeau. Eu am început să fac SF-ul am contractat consultanța, am contractat SF-ul și am început să lucrez și să scot avize. Și în fiecare dimineață și înainte să mă duc acasă, mă uitam la sumă și scădea, și scădea, uh -huh. și scădea. Uh, am avut nevoie de mai multe avize. Când a zis consultantul că n-ai cum să faci într-o lună, pentru că aproximativ într-o lună și se închidea și dacă nu se termina banii, dar... Se... Aviz de Romgas gas -transgras scos în două zile. Uh, Aviz de Consiliul de scos în câteva ore. Pentru că am ajuns acolo că totul era pregătit, uh -huh. doar avizele mai lipsau să încarc proiectul. Mai erau șapte milioane de euro din 103. Uh -huh. Noi aveam decât posibilitatea să câștigăm unul pentru uh -huh. cele trei, pentru că atâta era plafonul pentru o primărie și mai era avizul Consiliul Județean. Am intrat, am bătut la ușă și am explicat situația. Și a zis că, păi de acum, că domnul președinte, că nu știu ce, că, Doamne, eu m-am aici și eu nu mă ridic până nu-mi dați avizul. Că mă duc acasă, încarc în sistem și mâine am câștigat un milion de euro pentru livezene. Doamnele au râs puțin de mine, dar într-o oră am avut avizul. Am mers și am încărcat. Cealaltă, la două zile după ce am încărcat, proiectul s a terminat banii. Deci asta da. zic că avizele pentru canalizare, când era, ter era termen foarte, foarte scurt. Într-o lună de zile, cine este prima știe ce înseamnă să faci de la zero și să predai un proiect de 3 milioane de Știe. Deci eu am scos toate avizele, am făcut cf ul am contactat tot ce se poate și am încărcat proiectul și l-am câștigat. În general, am scos avizele personal. Asta vreau să zic. În general, uh, e acea caracteristică te duci tu singur și rezolvi? Sau ai de partea ta o mare echipă și fiecare face în stânga și în dreapta? Nu zic aici, că e rău și așa aici și așa. Aici vreau să ajung. Când am mers personal și am explicat pentru fiecare instituție gaz, electrică, că despre ce este vorba și cât este terminul, m-a înțeles ca om. Nu mă a întrebat din ce partid faci parte. Când am explicat la domnul director, am proiectul acesta, peste 10 zile mi se termină închiderea proiectului. Și m-a ajutat. Normal, că și dacă vine cineva la mine și are un termen. Nu o să țin aia 30 de zile legale doar ca să am <coughs> posibilitatea. <coughs> și asta e dacă pot să găsești și să discuți civilizat cu fiecare instituție, eu zic că și partea politică contează, pentru că lățirea drumului județean <coughs> a venit politic. Dar aici n-aș dă pentru că stați. eu sunt bine cu aproape fiecare partid politic, dacă luăm așa, deci nu cred că asta e esența, că câștigi proiecte sau nu. Eu zic, poți să câștigi proiecte dacă te duci. Deci în concursul pe, în care nu te înscrii, nu îl câștigi. Asta e primul lucru. Da, Trebuie să te prim prima regulă să te duci da. să fii prezent la orice examen. ca să Și dacă ai luat ultimul loc, atunci ai învățat de ea și de data viitoare ești pe locul 3. Da, sunt uh, două categorii aici uh, și anume, cei care... Uh, Activează aceste proiecte europene și reușesc să se bucure de ele cu toți membrii comunității, dar este și categoria care, nu știu, de frica hârtiilor, de frica mecanismului, aleg să stea deoparte. De-aia, probabil, România este printre ultimele țări la accesare de fonduri europene. Consider că este un defect care vine odată cu vârsta, adică cu cât ești mai în vârstă ca politician. Hai să nu zicem politician, primar, sau, zice, primar om, ad, om de administrație, ți-e mai greu să umbli în toate aceste mă, chestiuni europene, de, care totuși sunt un pic diferite, ca internetul, apropo. De... Nu, dar nu există, ești obligat undeva în fața oamenilor. Nu Eu pot să putem să considerăm așa că ți lene să depui proiecte europene. Atunci, cum, cum îți explici că în localități nu sunt, pur și simplu? Nu, nu vreau să-mi explic. Nu, nu. Te nu interesează e localitatea e mea să-i Da, Nu, dar poate <laughs> se uită un primar, ce uite, primarul acela tânăr din uh, Livezen, Fiona, ce a reu reu reușit. Am mă avut duc și ne eu, fac și eu. Am avut și neplăcere din cauza asta, dar nu contează. Nu, deci eu răspund pentru comunitatea din Livezen, încât pot, eu, eu consider că am obligația să depun toate proiectele europene și după aceea, dacă uh, am depus. Uh, și să-l câștig și să-l execut. Eu zic că nu ai cum să nu predai. Deci dacă este o posibilitate să faci, să aduci bani în, comunitatea în care ești ales, dacă tu nu-l faci, undeva trebuie să și fii sancționat. Nu știu, acum, știți cum e. Fiecare comunitate își alege primarul. Acum, are posibilitatea fiecare comunitate să aleagă un om... Da, Să-l sancționeze dacă vrea la următoarele alegeri? Poate sunt. Sunt anumite zone unde nu doresc oamenii investiții, deci chiar îl deranjează, deci sunt astfel de chestii. Dar bine, la noi nu prea le ascultăm chestiile astea, dar eu zic că totuși oamenii în 80% înțeleg că dezvoltarea este importantă și trebuie să acționeze în orice direcție. Cum s-au concretizat aceste prime proiecte câștigate? În bunăstare a comunei și în bunăstare a locuitorilor comunei. Vorbesc despre proiectele finalizate. Haideți să luăm atunci, deci proiecte finalizate și în execuție. Câteva exemple. Deci, mari. Proiectul de apă, extindere de apă, este finalizat, predat la Acvasev, toată lumea, astăzi în Livezen, toată fiecare casă are posibilitate de la apă de la, are posibilitatea pentru a lega la apă la robinet, deci problema de apă potabilă este rezolvată de anul trecut. Asta e primul pas imens care am reușit să realizăm. Proiectul de canalizare este în execuție. Am reu să, reușit să schimbăm și să dublăm numel, numărul lămpilor, să dăm jos cele vechi și să punem cu LED. Astfel am făcut o economie imensă la consum și trebuie să știe lumea că nu a ieșit exact la zero, dar dacă montam doar atâta lămpi înapoi cât erau, doar din diferența de mentenanță și de consum, plăteam rata pentru aceste lămpi. Că l am dublat de la 300 și ceva de lămpi, am ridicat la 650 și acum și anul acesta mai montăm câteva. Astfel este mai mult, dar avem un sistem de iluminat public care 5 ani de zile nu uh -huh. mai sunt probleme cu ea. Am pornit stațiile de autobuz, avem proiectul cu Consiliul Județean Mureș pentru lățirea drumului care anul acesta va porni către execuție și am avut proiect european pentru renovarea vestiarului sportiv care este finalizat. Am câștigat 350.000 de euro pentru grădiniță pe care am reconstruit în totalitate. Astăzi este finalizat. Am reușit să finalizăm din fonduri locale școala din Sânișor. Uh, și aș putea să mai enumăr uh, căminul cultural din Livezen uh, camere de filmat, uh, s a luat vederi în stâlp ca să uh -huh. creștem siguranța populației. Deci, uh, asta zic, am adus în comună, deci este contractat și o parte executat, peste 10 milioane de euro. Da, suma aceasta trebuie, trebuie reținută. Lângă pentru că asta, asta importantă. trebuie să știm că Comuna Livezen în, în perioadă bună, nu în criza ce suntem acum, are undeva la 500.000 de euro venituri anuale. Avea anul acesta, nu știu cât o să, cât o să da, da, cu situația. Și din de asta adică, deci pasul pe care îl facem cu acești bani e peste 20 de ani. Când reușim să finalizăm proiectul de canalizare, cam atunci o să știm cât am sărit În loc de 20 și am sărit 5-6 ani. Dar eu zic că anul acesta proiectul de canalizare pentru Livezen va fi gata. Deja proiectul pentru cele trei sate mici, Live, Ivănești, și Poinița, sunt pe raft, așteaptă orice posibilitate ce deschide să depunem. Acum proiectăm toate străzile din comună, pentru asfaltare, o să fie un studiu de fezabilitate imens în care o să regăsim fiecare stradă ca și proiectare. Și după aceea urmează ca să le asfaltăm. Mi-a venit acum, nu avea legătură neapărat cu, cu aceste proiecte, mi-a venit o idee cum că în ultimii ani Comuna s-a lărgit, s-au construit case, s e, fo, e, foarte, e foarte mare. Dar, în același timp, și orașul merge cumva către, către comună. Vă gândiți, probabil, pentru un viitor, să știți că erau discuțiile acelea ca comunele să devină o parte din zona metropolitană sau sunteți mai mult adeptul unei comune care se autogospodărește singură? Suntem în zona metropolitană, asta ar trebui să funcționeze puțin mai bine decât funcționează, cum nu prea funcționează, da, are exemple foarte ziceam. bune în Oradea, Cluj și mai departe, dar asta nu depinde de noi. Până când administrația locală așa este, uh -huh. noi trebuie să ne gospodărim, suntem aproape de oraș, Livezenul este într-o dezvoltare exponențială, deci avem foarte, foarte multe proiecte, oamenii se mută, deci permanent uh, eliberăm autorizația de construire și se uh -huh. mută din oraș către noi și chiar m-am pus ideea că după această criză, după uh -huh. ce a stat oamenii luni întregi în apartamente, oare cât o să valoreze o casă Livezen? <laughs> Cu siguranță mai mult. Deci, uh, nici nu pot să imagine Gândiți-vă ce diferență este să stai cu copilul într-apartament un sau o casă cu curte în această perioadă. Deci s-ar putea că o să fie și mai atractiv, dar noi nu dorim să ne dezvoltăm haotic. Avem planuri de dezvoltare generală, plan urbanistic general pentru a limita într-o oarecare normalitate dezvoltarea. Sunt zone pentru case, drumul județean este pentru construcții industriale și mixte. În rest, între case nu mai lăsăm nicio construcție industrială uh -huh. uh, și astfel încercăm să cât de cât delimităm zonele industriale ca să fim o comună cât se poate de locuibilă și civilizată. De anul acesta nu mai lăsăm străzi mai mici de 9 metri și peste stradă care deservește peste 20 de case sau familii, acolo deja cerem drum de 12 metri. Asta uh, doar din. Deci toate străzile care se creează uh -huh. din anul acesta, din ianuarie. Nu vorbim de străzile care au fost create înainte, că acolo nu avem cum să intervenim. Uh -huh. Dar dorim să. Uh, de, nu dorim să se întâmple anumite zone aglomerate, unde oamenii nu mai pot să nici să parcheze și uh -huh. așa de departe. Deci dorim un livezen, o comună civilizată, spațioasă, locuibilă. Da, e într-adevăr visul sau idealul multor persoane care se mută de la, de la oraș către comunele din apropiere, livezeni în cazul nostru, să aibă acea libertate și acel spațiu. Că e, e una să stai la o casă cu o grădină sau e alta să stai la o casă care face parte, poate, dintr-un sistem de rezidențial, care zici că ești exact ca la, ca la bloc. Încă o întrebare, pentru că ați deschis subiectul acum 5 minute cu această perioadă a pandemiei, de fapt o întrebare, sau o să, sunt mai multe întrebări, cum a prins pandemia livezeniul atunci la început și dacă ne puteți explica puțin care au fost măsurile, bineînțeles că măsurile au fost generale la nivelul tuturor localităților și în urma deciziilor din sistemul național. Dar dacă au existat anumite situații specifice pentru, pentru comuna livezeni? Da, aici vreau să subliniez că este o perioadă pe care trebuie să ne gândim undeva și oportunitate, pentru că este o perioadă în care putem să punem la punct casa, putem să ne gospodărim acasă, putem, acel timp pe care am eliberat, vorbim de cei care nu lucrează, cine lucrează e altceva, dar oricum nu mai avem acea alergare, acea criză de timp ce am avut înainte și aceasta trebuie să transformăm într o transformăm într-o bună chestie în jurul familiei, în jurul casei și așa departe și asta am subliniat pentru toată lumea cu care am discutat să găsească în fiecare zi motivația atât la locul de muncă cât și acasă. Și ce am făcut? Deci, în primăria Livezen, ușa este încuiată, deci nu poți să intri, dar este un număr de telefon pe care îl suni și rezolvi totul. Deci nu există niciun compartiment care este oprit și chiar am zis la oameni ca să folosiți această perioadă pentru autorizații, ca să puneți la punctă hârtiile caselor ce ați făcut sau dacă nu aveți uh, autorizația de construire să-l faceți sau orice altceva ce înseamnă de hârțăgorie, veniți și să rezolvăm. Pentru că este o perioadă mai liniștită și s-ar putea că îl obțineți mult mai ușor și mai ales că acum totul l-am forțat online uh -huh. uh, pe care eu acum 2 ani de zile am vrut să-l implementez uh -huh. să rezolvăm foarte multe lucruri online și oamenii nu erau receptivi. Dar cu această criză eram obligați și acum funcționează și ghiseu.ro foarte bine, funcționează și acele compartimente care l am gândit atunci, acum doi ani, să funcționeze online chiar la urbanism trebuie să intri doar când este gata actul, totul transmis prin uh -huh. uh, scanat sau la orice de adeverință deci totul se poate rezolva în, uh, la primăria Livezei, foarte important și chiar trebuie rezolvat în perioada aceasta noi eram prima comună care a obligat uh, farmaciile și magazinele uh, prin uh, hotărârea uh, situației de uh, comitetul de situație de urgență că într un magazin sau o, o, o farmacie nu poate să intre decât un singur om uh -huh. cu mască și uh, uh -huh. vânzătoarea trebuie să aibă uh, măsuri de protecție. Deci aici eram primii în uh, județul Mureș. Asta cât de cât funcționează mai sunt încălcări, dar deocamdată nu avem niciun caz, așa că asta e ok. Cealaltă chestie cu care am subliniat, dacă tot stăm acasă și ce stă acasă că nu are loc de muncă, suntem la Livezen unde nu există niciun bloc, doar este un singur bloc în centru unde sunt trei familii și restul 5.000 până la 5.000 stau în case. Și am propus oamenilor să se gospodărească. Deci nu sprijinim în nici într-un fel o gospodărie unde este caos în curte și nu are o grădină. Am făcut o piață online care a avut un succes și are un succes foarte mare pentru că toți producătorii locali care produc tot felul de zarzavaturi uh, și mai departe au reușit să vândă din poartă uh -huh. și din fericire au avut feedback-uri foarte bune că chiar s-a vândut sunt anumite uh, producători mai mici, simpli, care au vândut totul din poart poartă și acum finalizăm o, un sprijin pentru sere. Uh -huh. Deci cine are grădină și au făcut construcția pentru seră, le dăm folie. Acum până vineri era ultimul termen înregistrarea cererilor și săptămâna viitoare le livrăm uh, folia. Astfel Eliminăm posibilitatea de, a, de a, ca o familie să ajungă la o situație neplăcută de a autosustine. Uh -huh. Pentru că suntem în livezeni, fiecare are o curte, fiecare poate să-și facă o grădină și po fiecare poate cât de cât și să țină în animal și să se întrețină. Deci, nu prea putem să avem familii care să ajungă. Uh, într-o posibilitate să nu poate să aibă ce, să nu aibă ce să mănânce. Aceste măsuri pe care pe care într-adevăr stimulează, au fost înțelese de toate de toți locuitorii și mă refer aici și bineînțeles la felul în care comuna este o cultură multiculturală. Cum este și uh, Târgu Mureșu? Uh, au fost înțeles de lumea care o dorit să înțeleagă. Bine, acum și cine a avut posibilitatea sau cine a avut chef, pentru că Cine are un salar sau a avut, a avut un business mare, nu se apuce de grădină. Dar oamenii acela simpli care au avut posibilitatea și stau acasă, sunt bine, acum nu este obligatoriu, dar cine poate, astăzi poate să facă uh, grădină și noi ne ocupăm de vânzarea pe, cu această piață online, care chiar doriți să vizitați, este piața online în Livezen și puteți să găsiți pe Facebook și acolo puteți să găsiți tot felul de lucruri interesante care se produc în Livezen. De la vin, până la cașcava și până la plante și până la flori, găsiți o grămadă de lucruri care puteți aproviziona de acolo, mergând acasă la oameni în poartă și să schimbați marfa. Foarte interesant. Încă o întrebare, suntem pe final de, de material. Unde vedeți comuna peste după perioada de pandemie? Cam care ar fi modul în care s-ar reporni motoarele dacă acestea au fost oprite, deși din ce mi-ați spus nu au fost oprite, ci sunt cumva, merg în relantii, poate și mai, mai mult, dacă trebuie repornite și unde o vedeți peste câțiva ani? Da, nu știu, acum noi de repornit nu prea avem ce reporni pentru că n-am oprit nimic și nicio investiție. Uh, oricum, după ce se eliberează aceste restricții, noi o să ținem și chiar vă rog oamenii să țină aceste restricții, pentru că nu înseamnă că o să lăsăm acum mulțimea să intre în primărie și să sta la codă nu există așa ceva, o să intre câte unul, deci o să avem grijă unul de celălalt. Aici e problema, depinde cum o să pornească economia, uh. pentru că la Livezen, ca și administrație locală, n-am oprit nimic fiecare investiție merge, continuă și așa departe. Aici o să fie probleme la încasări oamenii cum o să plătească taxele și impozitele, firmele care au avut de suferit cum o să-și revină, asta nu depinde de noi. Cât depinde de noi că n-am oprit investițiile și susținem activitățile locale, ai altceva, ce depinde de noi, dar aici o să fie și o altă, altă chestie. Fiecare firmă care a pierdut piața cum poate să se reorenteze pentru că să nu gândim că dacă se zice că din 15 mai se eliberează atunci o să pot să trăiești, să zicem, dintr-un restaurant, pentru că oamenii tot o să aibă o frică. Și atunci trebuie să te gândești cum poți să găsești lucruri alternative. Dar asta depinde de fiecare business în parte. Da, așa este și cu siguranță administrația locală din RiveZeni va continua cu proiectele pe care le-ați prezentat. Da, aici. asta, ca și încheiere, trebuie să știe lumea că. Tot ce înseamnă de proiectat finalizăm anul acesta, inclusiv toate străzile. Infrastructura care mai trebuie băgat sub asfalt, canalizarea în cele trei sate mici este proiectat, doar depinde de o sursă de finanțare. Uh, și de aici încolo uh, continuăm canalizarea investițiile și după aceea începem să asfaltăm câți bani avem, atâta punem la investiții, deci să nu okay. creadă nimeni că strada lui nu este asfaltată din cauza că primarul nu a vrut deci câți bani avem noi am adus încă de 20 de ori atâta lângă ca să putem să facem aceste investiții și cum reușim să avansăm așa ajungem la fiecare poartă normal, străzile sunt prioritizate străzile în pantă o să aibă prioritate la asfaltă și mai departe. da. Asta să le discutăm cu Consiliul Local. Când avem, să zicem, bani de asfaltat două străzi, le discutăm care două străzi să fie acela. Vă mulțumesc mult pentru acest dialog. Mult succes! Vă aștept și data viitoare cu alte nouă pentru invitația. Celă, locuitorii Comunei Livezen și nu numai, pentru că întotdeauna o administrație reușită poate să fie copiată și de altcineva, astfel încât lucrurile să meargă foarte bine. Mulțumesc mult că ați rămas alături de noi. Toate cele bune! La revedere!